Salut, sunt Franz de la Train Days, mă aflu la iFit Studio, locul unde personalizăm programe de antrenamente și de nutriție, iar azi vom vorbi despre ce presupune un ciclu economic de alergare. Învățarea unei tehnici bune va asigura maximizarea eficienței mișcărilor și te va feri pe cât posibil de accidentări. În alergare, corpul trebuie să rămână cât mai echilibrat posibil, adică stăm drepți, ușor înclinați în față, în căutarea unui punct de pendulare larg în momentul impulsului. Brațele îndoite undeva la 90 de grade, paralele cu corpul, fără să depășească axul median al acestuia, la fel și picioare. Șoldurile se află într-o poziție neutră și, desigur, o mică rotație a torsului și a șoldurilor este o consecință naturală a mișcărilor membrelor inferioare. În timpul fazei de reazem, piciorul ar trebui să aterizeze printr-o ușoară lovitură a solului chiar în fața centrului de greutate al corpului, iar aici se ia în calcul lungimea pasului și cadența. Să aprofundăm puțin. Impuls. Începătorii au tendința să se încline prea mult în față, afectând astfel unghiul de alergare. Dacă vei sta drept, ușor înclinat din gleznă, vei avea astfel spațiul necesar pentru un pas amplu atunci când îndoi genunchiul în momentul impulsului. Astfel, extensorii șoldului se vor extinde la maxim, permițând piciorului să țâșnească înainte. Sigur, rotația pelviană în față ar trebui să oscileze foarte puțin, iar impulsul să implice cât mai puțin efort. Pendulare. Lasă piciorul din spate să penduleze natural, în mod automat. Implică și brațele îndoite la aproximativ 90 de grade, care trebuie să se rotească din umăr paralel cu toracele. Această acțiune echilibrează mișcarea piciorului și ajută la stabilirea ritmului sau a cadenței de alergare. Reazem. Laba piciorului trebuie să aterizeze chiar în fața centrului de greutate al corpului, imediat sub genunchi. Astfel se menține impulsul și nu se frânează mișcarea, protejează și genunchiul, permițând mușchilor și tendoanelor picioarelor să absoarbă forța de impact. Gamba trebuie să fie aproximativ perpendiculară pe sol, laba piciorului ar trebui să fie relativ plată când se îndreaptă către jos și spun relativ întrucât diferă în funcție de profilul alergătorului și a cursei abordate. Cu cât este mai desprins, cu atât va călca mai pe vârfuri, iar călcâiul mai puțin, cât să ajute la echilibru. În tot acest timp, piciorul din spate se îndoaie în timp ce genunchiul face o mișcare de pendulare, iar tendonul lui Ahile atinge extensia completă, generând aproximativ 35% din energie în timpul alergării. Interesant, genunchiul susține de până la 8 ori greutatea corpului în timpul alergării, iar tibia poate absorbi o tensiune verticală de până la 10-15 ori greutatea corpului în faza de verticalitate. Sper că informațiile prezentate au fost de folos. Nu uitați like, share, subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ceea ce facem. A fost Franz de la Training Days alături de voi. Stați flexați!